duminică, polițiști din cadrul serviciului arme, explosiv și substanțe periculoase și din cadrul serviciului rutier au organizat și executat o acțiune pe linia respectării prevederilor legale privind materiile explozive. Cu această ocazie au fost depistați în trafic trei bărbați, unul de 38 de ani, unul de 37 și altul de 35, toți din municipiul Târgoviște. Aceștia dețineau un autoturism cantitate de 1600 de pachete care conțineau 80.000 de petarde, interzise la deținere și comercializare. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că petardele au fost procurate de pe raza municipiului București, în scopul comercializării în perioada sărbătorilor de iarnă. Cei trei sunt acum cercetați penal pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute și pedepsite de articolul 37 alineatul 3 din legea 126/1995 și articolul 280 din codul penal, întreaga cantitate de petarde fiind confiscată în vederea continuării cercetărilor.